Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Numele meu este Mihaela Prună. Reprezint grupul de presă Media 1. Permiteți-mi, înainte de toate, să vă adresez bun venit, să vă adresez salutul nostru la aceste evenimente pe care grupul de presă Media 1 le organizează în cadrul unui proiect mai amplu, pe care prima ediție a avut loc în luna septembrie acestui an, Împreună protejăm România. Avem alături de noi, încă de la momentul la care am lansat această idee, un partener de forță, Institutul Național de Statistică, și pentru evenimentele din proiectul pe care îl derulăm în această perioadă, 19-24 noiembrie, partener pe DIA Digi24. Dacă în septembrie ne propuneam să discutăm despre trecut și despre prezent, acum ne propunem să discutăm despre viitor. Peste 100 de speaker la cele 10 paneluri vor fi inițiatorii unor dezbateri privind 2021, numit de noi cu speranță anul relansării. Sperăm ca întâlnirile să fie unele constructive, să ne ofere posibilitatea să punem în valoare și să transformăm experiențele particulare în premise pentru identificarea unor soluții pentru un viitor mai bun. Vă doresc sesiuni și discuții animate și sperăm să facem din 2021 într-adevăr anul relansării. Îi dau cuvântul domnului Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, moderatorul acestei secțiuni. Vă mulțumesc încă o dată tuturor partenerilor și participanților la evenimentele inițiate de Media 1 și în numele colegilor mei, echipa grupului de presă Media 1. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativa pe care ați făcut-o, pe care ați propus-o anul acesta. Și eu sunt sigur că vor fi dezbateri foarte interesante și pe parcursul anului viitor. Așa cum ați amintit și dumneavoastră, este la prima ediție, noi am venit și am încercat să creăm dezbateri interesante pe trecut și prezent. Astăzi vom încerca să conturăm, în cadrul discuțiilor din conferința de deschidere și în panelurile pe care le vom organiza în continuare, o perspectivă a ceea ce înseamnă anul 2021. Mă bucur foarte mult că la această conferință au răspuns pozitiv invitației noastre, invitați din partea Parlamentului European, miniștri din Guvernul României, reprezentanții ai ambasadelor și organizațiilor internaționale, reprezentanții ai mediului de afaceri, ai societății civile și mediului academic. Institutul Național de Statistică, ca de fiecare dată, ca instituție independentă din punct de vedere profesional, a sprijinit organizarea acestor dezbateri pentru identificarea unor posibile căi de urmat în domeniul economic, astfel încât se asigure o dezvoltare sustenabilă, atât în zona economică, cât și în zona socială. Eu sunt sigur că dezbaterile de astăzi vor fi foarte interesante și vor putea contura anumite direcții pozitive pe care le putem urma în cursul anului 2021. În viziunea mea, este un an crucial pentru dezvoltarea mediului economic din România în contextul actualei crize sanitare. Dau cuvântul pentru început domnului Dragoș Păslaru, membru al Parlamentului European, pentru a ne prezenta câteva gânduri, pentru a ne
defini o anumită perspectivă a dezvoltării României în context european. Îi mulțumesc și pentru și pe această cale, pentru faptul că a răspuns pozitiv acestei invitații și pentru sprijinul pe care l-a acordat, cel puțin pe zona de statistică, delegației României în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Mulțumesc încă o dată pentru tot acest sprijin. Mulțumesc mult, domnule președinte. Este pentru mine un privilegiu să pot avea un cuvânt la începutul unei evenimente de o astfel de anvergură. Mulțumesc Media 1, Institutul Național de Statistică. Salut distinși reprezentanți ai guvernului, domnule ambasador, dragi colegi. Aș vrea să mă concentrez în această alocuțiune pe niște idei clare, simple și puternice legate de tema conferinței. În primul rând, cum protejăm România cel mai bine? Și moțiunea pe care o pun în fața dumneavoastră este că protejăm România cel mai bine în cadrul Uniunii Europene și având un rol activ în Uniunea Europeană. Cum relansăm România cel mai bine în 2021 în Europa, cu sprijin european și în avangarda Europei, nu tot timpul rămânând în încercarea de a prinde din urmă. Discutăm la nivel european astăzi de provocări multiple. Una dintre ele, evident, este cea legată de COVID și de criza sanitară, dar avem alte tipuri de provocări cel puțin la fel de importante. Criza economică, lucrurile legate de securitate general, lucrurile legate de războiul comercial între blocuri, lucrurile care țin de terorism, provocările pe cyber security, lucruri care țin de securitate energetică și nu numai. Și aș vrea să pun în prim plan acest concept important care este din ce în ce mai folosit la nivel european, conceptul de autonomie strategică. România are de ales practic între două modele de a-și asigura practic interesele strategice. Un model ar fi cel în care ar încerca să adopte mai degrabă o abordare naționalistă, cu o abordare care este cumva în interiorul granițelor și să încerce cumva să mai facă schimburi, într-adevăr, cu blocurile mari, Uniunea Europeană, dar cumva să rămână concentrată strict pe interesul național, sau cealaltă cale pe care o propun este cea prin care autonomia strategică de care spuneam la nivel european este împărtășită și de România și România nu este doar, nu ar trebui să fie, și asta este cheia relansării pe care o propun, doar un beneficiar de securitate colectivă, ci să devină un furnizor de securitate colectivă. Și asta este, de fapt, marea ambiție pe care aș vrea cumva să ne-o propunem și mi se pare că reflectă perfect ideea aceasta de relansare, regândire, reașezare, de fapt, a ambiției naționale. România nu ar trebui să devină unul dintre copiii neascultători ai Europei, cum este cazul acum a Poloniei și Ungariei, care cumva se ascund în spatele unanimității pentru a contracara ideea de stat de drept, ci ar trebui să fie unul din statele membre cheie din avangarda Europei. Acum, ca să înțelegem puțin mai clar despre ce vorbim. Dacă ne uităm la criza sanitară, putem înțelege foarte clar că, într-adevăr, după anumite ezitări inițiale, în acest moment discutăm de o abordare colectivă la nivel european. Să luăm, de exemplu, vaccinurile și achiziționarea lor. România va putea beneficia de aceste vaccinuri repede prin achizițiile la nivel european, la fel și cu materialele și toate echipamentele necesare. România a fost în prim planul european, fiind una din cele două țări care au strâns, practic, au achiziționat în numele statelor membre. Acesta este tipul de securitate colectivă, de modul în care ne protejăm cel mai bine interesele. Dacă mergem pe zona de apărare, avem un lucru care este fără precedent și cred că merită luat în calcul. Fondul European de Apărare este în acest moment în cadrul financiar multianual. 7 miliarde de euro este un lucru care mi se pare extraordinar de important ca un pas către această autonomie strategică la nivel european și este, iată calea în care în parteneriat, deci fără să discutăm aici de o competiție, în parteneriat cu ce discutăm în NATO, putem ajunge la un cadru strategic bun pe această zonă. Pe transformarea duală care se întâmplă la nivel european, verde și digital, lucrurile sunt foarte clare. Aici nu discutăm doar de protejarea ușilor polare. Discutăm, de fapt, de securitate climatică, discutăm de securitate energetică, discutăm de securitate digitală. Și lucrurile sunt foarte evidente.
interesele României sunt cel mai bine protejate dacă înțelegem tipul acesta de transformare și nu doar rămânem pasivi sau adoptând niște măsuri pe aici pe acolo, ci fiind în avangarda acestor transformări majore. Transformările climatice și în domeniul energiei ne permite practic să desăvârșim poziționarea noastră de furnizor de securitate energetică în zonă, drept a putea să ne conectăm de plin și să putem fi în avangarda tehnologică, acum când discutăm de noile tehnologii legate de hidrogen, de parteneriatele europene, și pentru acest lucru trebuie să ne mișcăm repede, să fim proactivi, să intrăm în aceste parteneriate cât de repede cu putință. În ceea ce privește sectorul digital, România are un avantaj competitiv pe partea de cyber security, pe securitate cibernetică. Și acum avem 20% din pachetul de relansare, sunt co-raportor pe acest mecanism de redresare și reziliență, 20% din cei 672,5 miliarde, dintre care 30,5 miliarde de partea României, sunt alocate sectorului digital. Și aici este un lucru crucial să folosim bine aceste resurse pentru a ne poziționa drept un pol de excelență în acest lucru sau a continua această dezvoltare. Pe zona de economie, România trebuie să devină un furnizor de securitate economică, de stabilitate economică, de dezvoltare competitivă. Nu doar un atelier de producție pentru ceea ce se întâmplă pe niște lanțuri de producție unde noi suntem doar în partea de aval, ci practic să reușim ca în acest context strategic legat de nearshoring, legat de repoziționarea și de războiul comercial clar pe care îl vom avea cu China, de parteneriatul care se întrezărește acum într-un context mai favorabil cu Statele Unite, parteneriatul transatlantic, acum este momentul ca România să urce pe lanțurile valorice. În toată această transformare sau relansare nu discutăm de revenirea la cum era înainte de criză. Discutăm de a regândi acele reforme structurale profunde în economia românească care să ne permită să concurăm la nivel global, să fim parte din aceste lanțuri valorice europene care vor avea ambiția de a recâștiga supremația la nivel global. Să nu uităm însă, și aici este foarte important, că România nu are cum să aspire la toate aceste deziderate de securitate, de autonomie strategică, fără a se ocupa de zona socială. România este o țară cu o fibră socială deșirată, din care unul din trei români este în situație de excluziune sau de marginalizare socială, și cu o populație care poate fi exploatată prin această vulnerabilitate, poate fi exploatată de curente naționalist populiste, pentru că frica este până la urmă, sau ideea de a trăi de la o zi la alta este un lucru care până la urmă poate face oamenii să voteze pe emoție, poate să într-adevăr să ajungă să destabilizeze un sistem politic. Prin urmare, ceea ce aș vrea să spun în încheiere, că partea socială și de coeziune, de solidaritate înăuntru României este crucială. Fără a avea grijă de oamenii vulnerabili din această țară, nu vom putea progresa sau ajunge la aceste deziderate. Și aș vrea să punctez în final ideea de noua generație. Noua generație nu este doar numele pachetului printr-o referință cinică a cine va plăti nota de plată pentru aceste sume uriașe care într-un moment de solidaritate istorică se strâng la nivel european și ne dau Românie, ne dau nouă Românie și tuturor celelalte state membre posibilitatea de relansare. Noua generație ar trebui să fie, și asta este ceea ce am pus în raportul pe mecanismul pentru redresare și reziliență, ar trebui să fie obiectivul major de investiție. Investiția în copii și în tineri, în garantarea accesului și a oportunității la educație, sănătate, nutriție, locuire și loc de muncă pentru tineri, lucrurile astea ar trebui să fie prioritare. Și m-aș bucura foarte mult ca să nu uităm când discutăm de autonomia strategică aceste aspecte legate de social și noua generație, pentru că altfel România va fi ruptă în două. Va fi ruptă generațional între copii, tineri și bătrâni și vârstnici și va fi ruptă din perspectiva celor care au și celor care nu au. Și de aceea cred că moțiunea aceasta pe care vă propun, și anume că protejăm cel mai bine interesul României înăuntru Uniunii Europene și că relansăm România cu sprijin european și în avangarda Europei, este de fapt lucru pe care am putea cu toții să îl avem ca și ambiție și să lucrăm cu toți pentru asta. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitate și sunt convins că toți vorbitorii de astăzi vor aduce contribuții importante pentru a dezluși cea mai bună cale, pentru că împreună, indiferent de partipriurile politice și de orice alt context pe care îl avem acum, putem într-adevăr să punem umărul la acest lucru hotărător pentru români și pentru România. Mulțumesc foarte mult încă o dată.
Și eu mulțumesc încă o dată pentru participarea la acest eveniment și pentru excelentele idei pe care le-ați avut în această scurtă prezentare. Într-adevăr, România nu se poate dezvolta din punct de vedere economic fără suport european, dar cu mențiunile pe care le-ați făcut. 1. Lanțul valoric este foarte important, dar trebuie să ne situăm în amonte, nu numai în avan. În al doilea rând, nu trebuie să existe un clivaj social care poate crea mari probleme în spațiul economic. Nu întâmplător, și aceasta este o viziune strict de statistician, va fi foarte greu să asigurăm o creștere, o revenire rapidă fără a ține seama că facem parte din lanțuri valorice care sunt definite în acest moment la nivel european. România are 20% din importurile către Germania, România are 20% din exporturile către Germania, ori în aceste condiții noi suntem legați de spațiul european. Aceeași relație puternică este cu altă economie dezvoltată la nivel european, Franța, Italia, la fel. Avem excedent mare cu Marea Britanie, ori trebuie, prin toate eforturile, să asigurăm același trend și în perioada următoare. Ori cele două idei, eu cred că sunt esențiale pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă. Înscrierea unităților economice din România pe lanțul valoric european, pe lanț valoric global, dar cât se poate de mult în amonte și nu numai în aval, și în al doilea rând, menținerea unui climat social care să permită îmbunătățirea indicatorilor sociale ai României în contextul mediei europene. În viziunea mea, problema nu este numai de a urca în clasament. Este foarte greu până la urmă un clasament. Problema este cât de mult crești în raport cu media europeană. Ceea ce înseamnă foarte mult. Încă o dată mulțumim mult și sunt sigur că veți sprijini acest proiect și în viitor. În cele ce urmează, domnul ministru Nicolae Ionel Ciucă ne-a trimis un videoclip pentru mesajul dânsului. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și felicitări Media 1 și Institutului Național de Statistică pentru organizarea celei de-a doua conferințe Împreună Protejăm România. Pandemia COVID-19 ne-a schimbat radical modul de viață, ne-a forțat să ne schimbăm obiceiurile personale și cele de business și ne-a obligat, dacă pot spune așa, să ne adaptăm, să regândim și să abordăm modul de viață și muncă din altă perspectivă. Continuăm cu aplicarea măsurilor de prevenire și limitare a efectelor generate de pandemia SARS-CoV-2 și este important să conștientizăm cât de mult depinde de fiecare dintre noi eficiența măsurilor adoptate la nivel național. Era greu de imaginat anul trecut, spre exemplu, că nu vom ajunge să ne întâlnim în acest format, ci că o vom putea face doar în acest fel. Digitalizarea și evoluția rețelei internet ne ajută foarte mult, însă vă invit să facem un scurt exercițiu de imaginație într-o situație ipotetică, dar foarte probabilă, cum ar arăta viața noastră fără internet. Cum ar arăta fără internet o săptămână sau o lună? Cum funcționează sistemele fără conexiunea la rețea? Revenind la subiectul conferinței, da, 2021 va fi anul relansării. Și o să încerc în câteva minute să detaliez acest demers. Anul 2020 este cel în care a fost aprobată noua strategie națională de apărare a țării, document fundamental care stabilește direcțiile analizei strategice a apărării. Pornind de la orientările și concluziile formulate în aceste două documente de referință, anul viitor vom putea să acționăm mai ferm pentru consolidarea posturii de apărare și descurajarea României prin dezvoltarea unor capabilități de apărare robuste și reziliente, credibile, interoperabile, flexibile și eficiente.
Astfel au fost definite obiectivele politicii de apărare pentru următorii ani, insistând pe importanța dezvoltării unor capabilități moderne, a rezilienței naționale, a revigorării industriei naționale de apărare, precum și eforturile principale în privința procesului de transformare a Armatei României până în anul 2040. Între obiectivele principale pe care și le-a propus instituția militară pe termen mediu, este și acela al creșterii relevanței strategice a României în cadrul NATO și al Uniunii Europene. În relația cu Alianța Nord-Atlantică, rezultatul urmărit vizează creșterea credibilității strategice a României, având ca fundament predictibilitatea, continuitatea și angajamentul pe linia obiectivelor asumate la nivel aliat, privind atât asigurarea parametrilor stabiliți în context NATO pentru finanțarea apărării, minim 2% din PIB, din care cel puțin 20% pentru înzestrare și modernizare, dezvoltarea capacității de apărare națională și a nivelului de reacție, precum și participarea la misiuni și operații NATO și amenințările convenționale, amenințări cibernetice și hibride. Vom continua să întărim profilul României ca pilon de securitate și stabilitate în regiune și, în context, să facem pași importanți pentru operaționalizarea și maturizarea proiectelor multinaționale NATO de pe teritoriul național, precum Brigada Multinațională Sud-Est și Comandamentul Multinațional de nivel Corp Sud-Est. Pentru România, NATO este instrumentul primordial și central al apărării colective fundamentate pe indivizibilitatea securității aliaților. La nivelul Uniunii Europene, vom urmări dezvoltarea unui profil activ al României, atât prin participarea la procesul de luare a deciziilor în cadrul politicii de securitate și apărare comună, cât și la inițiativele de dezvoltare a capabilităților în formatele de cooperare oferite de Agenția Europeană de Apărare. Un alt obiectiv deosebit de important pe care ni l-am propus este acela al consolidării parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Sprijinul și asistența oferite de partea americană rămân esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de apărare. România va continua să-și dovedească calitatea de aliat statornic și durabil al Statelor Unite, în paralel cu aprofundarea dimensiunii de apărare a parteneriatului strategic. În acest context, implementarea inițiativelor de cooperare bilaterală în domeniul apărării se va derula în cadrul asigurat de foaia de parcurs a parteneriatului strategic în domeniul apărării 2020-2030, pe care am semnat-o recent la Washington DC cu omologul american. Un aliat credibil este acela care este permanent alături de partenerii săi și care îndeplinește toate obligațiile asumate în cadrul organizațiilor din care face parte. Dincolo de apartenența noastră la NATO, Uniunea Europeană și alte organizații internaționale, avem datoria de a ne baza pe noi înșine, pe instituțiile Sistemului Național de Apărare și Securitate. De aceea, trebuie să ne dezvoltăm capabilitățile de apărare și să ne angajăm alături de aliații noștri în operații și misiuni internaționale. Pe linia dotării militarilor cu armament și echipamente moderne, am accelerat procesul de implementare a programelor esențiale de înzestrare cu tehnică militară performantă, în limitele bugetare aprobate, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În anul 2020 s-au făcut pași importanți în concretizarea unora dintre cele mai importante programe de înzestrare ale Armatei României. A fost recepționat primul sistem de rachete Solair cu bătaie mare Patriot, au fost livrate primele transportoare blindate pentru trupe Piranha 5, au aterizat în România încă 4 aeronave F-16 Fighting Falcon. Pentru anul viitor, ne-am propus să identificăm împreună cu Guvernul României noi soluții focalizate pe cooptarea industriei românești în implementarea planului multianual de înzestrare, precum și retehnologizarea acesteia pentru asigurarea unei reziliențe militare industriale pragmatice. Urmărim ca toate procedurile noi de achiziții pentru programele majore de înzestrare
să implice și industria românească de apărare, răspunzând astfel unui interes național de securitate. Pentru 2021 sperăm să demarăm un contract de înzestrare a forțelor navale prin programul Corvete Multifuncționale și modernizarea fregatelor de tip 22, toate realizate într-un șantier naval din România, recepția primului sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare HIMARS și contractarea celui de-al treilea sistem, de asemenea achiziția unui sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă, revitalizarea și modernizarea aeronavelor IR-99 din dotarea Ministerului Apărării Naționale la fabrica de avioane Craiova, recepția primului lot de autocamioane Iveco și platforme de transport pe roți, remorci și semiremorci care vor ieși de pe porțile fabricilor de la Petrești și Automecanica Mediaș. Toate aceste investiții în apărare se fac pentru securitatea României și a cetățenilor săi. Avem obligația cât se poate de urgentă să punem la dispoziția personalului armatei resursele și echipamentele moderne care să le permită să-și îndeplinească misiunile. Pentru înlăturarea efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19 este necesară mobilizarea tuturor în efortul de revenire la normalitate. Știu că vaccinarea populației este un subiect de interes și, așa cum a anunțat președintele României, armata va fi implicată în acest demers. Militarii sunt în slujba cetățenilor și suntem pregătiți să sprijinim sistemul medical și instituțiile statului. Voi lăsa specialiștii să revină cu detalii la momentul potrivit. Ministerul Apărării Naționale a investit și va investi în modernizarea sistemului medico-militar în lupta cu pandemia și va continua să aloce sume importante companiilor din industria națională de apărare. Sper ca informațiile prezentate mai sus să reflecte radiografia corectă a Armatei României în anul 2020, în speranța că nu-i vom dezamăgi pe români și că ne vor percepe în continuare ca un partener de încredere. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului ministru Nicolae Ionel Ciucă pentru mesajul realist și optimist pe care ni l-a transmis. Dăm cuvântul în continuare domnului ministru Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu și vă felicit pentru această întâlnire și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă afla aici cu dumneavoastră și a vă transmite care sunt gândurile noastre, a celor de la Ministerul Agriculturii, privind această temă de mare importanță și actualitate. Desigur, criza aceasta a pandemiei COVID-19 a adus în atenția publică că și agricultura este la fel de importantă ca și educația, ca și sănătatea, ca și apărarea. Și că trebuie să avem o strategie în ceea ce privește securitatea și siguranța alimentară. De asemenea, a readus în atenție importanța piețelor locale, importanța a ceea ce pot să facă producătorii din fiecare zonă. Și de aceea profitând de faptul că se scrie în programul național strategic, adică cum vom creiona finanțarea agriculturii românești în următorii 7 ani. Și având și această oportunitate ca să putem prinde programele noastre finanțări și din programul național de reziliență și relansare economică, ne-am așezat într-un anumit mod prioritățile, sigur, asta împreună cu tot ceea ce înseamnă mediul asociativ din agricultură, cu agenți economici, cu fermieri mari, cu fermieri mici, pentru că fiecare categorie are propriile
probleme și propriile nevoi. Am terminat tocmai o analiză SWOT și o analiză a nevoilor, astfel încât să putem fixa câteva obiective, câteva priorități pentru următorii ani. Și am pornit, sigur, în primul rând, de la nevoi. Agricultura românească, deși în ultimii 14 ani a fost finanțată consistent cu fonduri europene, are încă multe neajunsuri, are încă multe tare. Și aș porni de la această paradigmă în care, deși suntem producători mari și foarte mari de producții primare, sigur atunci în anii în care plouă și regimul precipitațiilor ne ajută, în schimb, în ultimii ani, în ultimii 4 ani, deficitul balanței comerciale pentru produsele agroalimentare a luat-o la vale. Anul trecut am avut minus 1,2 miliarde euro. Cu alte cuvinte, exportăm materii prime, practic exportăm subvenții și importăm, lucrul ar trebui să-l schimbăm. De asemenea, anul acesta ne-a adus în atenție cât de importantă este această resursă vitală care este apa și care, iată, se poate dovedi că poate să fie și o resursă epuizabilă. Și de aceea trebuie să avem o strategie de gestionare a apei. O strategie în care fiecare picătură de apă să fie utilizată cât mai ieftin, cât mai eficient, în așa fel încât să ajungă la plante. Pentru această strategie de gestionare a apei, unde discutăm despre tot ceea ce înseamnă sistem de irigații, și cel actual care trebuie reabilitat, dar și extinderea sistemului de irigații în zone în care nu a fost niciodată acest sistem, dar este nevoie, sistemele de desecare drenaj, care să știți că în România există de la 1780, în vremea Imperiului, în Banat, existau sisteme de desecare drenaj. Lucrări de combatere a eroziunii solului, care sunt foarte importante. Lucrări de prevenire a deșertificării, care sunt la fel de vitale, pentru că, din nefericire, deșertificarea nu mai este un pericol. Sunt zone în țară unde deșertificarea este o realitate. Desigur, și extinderea Sistemului Național Antigrindină și creșterea precipitațiilor. Deci, toată această strategie privind gestionarea o avem într-un program finanțat cu 6,5 miliarde euro. Și este foarte vital ca acest program să-l derulăm cât mai rapid, în așa fel încât fermierii să aibă acces la apă ieftină. Și sigur, să avem grijă de această resursă. Pentru că noua strategie a Politicii Agricole Comune se învârte în jurul acestui Green Deal. Acest concept de agricultură durabilă, eu îi spun agricultură responsabilă. Pentru că utilizăm două resurse importante, pământul și apa. Sunt resurse pe care noi le-am moștenit de la cei dinaintea noastră și suntem datori să le lăsăm cât mai puțin, să zic așa, afectate și la cei care vin după noi. De aceea, în agricultură trebuie să regândim totul în așa fel încât, pe de o parte, consumatorul să aibă produse cu mare valoare nutritivă, produse sănătoase, la prețuri rezonabile, fermierul și toți cei care activează în agricultură și industria alimentară să aibă niște venituri rezonabile, pentru că munca în agricultură este una destul de grea și viața este destul de aspră, de multe ori se lucrează 24/24, dar în același timp resursele care le utilizăm în agricultură, pământul și apa, să reușim să le exploatăm cât mai responsabil. Asta este una, în opinia mea, una din provocările pe viitor ale acestei agriculturi durabile, agriculturi responsabile. Sigur, noi în România avem o situație paradoxală în ceea ce privește structura fermelor. A
Avem cele mai numeroase ferme din Europa. Avem 830.000 de ferme. Și vreau să vă să aveți o imagine. 40% din teren, din terenul arabil care este lucrat, este lucrat de 97% din fermieri. În ferme foarte mici, sub 5 hectare. Alte 40% de procente din suprafața agricolă este lucrată de 0,56% de fermieri. În ferme de peste 300 de hectare până la ferme de 50.000 de hectare. Și doar 21% din suprafață este lucrată de fermieri în ferme de familie, în ferme medii. Toată structura agriculturii europene se bazează pe ferma de familie, pe ferma medie, care reprezintă osatura principală a agriculturii europene. De aceea, în viitoarea perioadă, va trebui să finanțăm în așa fel agricultura, încât să nu afectăm nici fermierii care deja sunt mari, fermele mari, care au investiții, care au leasinguri, care au rate în bănci, dar în același timp să avantajăm aceste ferme de familie să se consolideze pe piață, să devină ferme comerciale, pentru că, în definitiv, viața rurală nu are niciun sens dacă nu există aceste ferme, mai ales în unele zone ale țării unde se face un anumit tip de agricultură. Trebuie să consolidăm foarte mult piețele locale. Vedeți, în această perioadă, unii folosesc tema aceasta piețelor în mod fals. Piața locală înseamnă cu totul altceva. Piața locală înseamnă, în primul rând, piața publică locală. Noi uităm că în România există o piață publică locală de 7 miliarde de euro. Și în această perioadă am modificat, chiar în spiritul Green Deal, am modificat legislația achizițiilor publice verzi, ecologice, în așa fel încât orice primar, orice președinte de Consiliu Județean, orice edil responsabil are posibilitatea să achiziționeze produse agroalimentare pentru nevoile locale ale instituțiilor din subordine de la producătorii locali, bazându-ne exact pe aceste concepte de lanț scurt, amprentă de carbon redusă, scheme de calitate, produse locale, produse tradiționale, produse montane, astfel încât să avantajăm producătorii locali și să vândă în primul rând pentru nevoile locale, care, repet, piața publică locală ajunge la 7 miliarde de euro. Sigur că, în paralel, trebuie să avem grijă și de cei foarte mici, care au producții mici, care nu le permit să intre nici în supermarketuri, nu le permit să intre nici în piețele agroalimentare așa cum sunt ele acum și cum funcționează, pentru că nu au marfă suficientă încât să închirieze pe termen lung sau pe termen de un an o masă. Și soluția aici, în toată lumea civilizată, sunt acele piețe volante în zonele aglomerate ale marilor orașe, în câteva zile pe săptămână sau o zi pe săptămână, unde cei foarte mici pot să vină și să își vândă aceste produse. Legat de relația între producătorul mic și procesatorul mic și marele comerciant, comerciantul dominant, aici iarăși trebuie să facem niște lucruri și am început să facem niște pași. Vedeți, se vorbește foarte mult de promovarea produselor românești și cum reușim ca aceste produse românești să ajungă pe rafturi. A fost tot felul de încercări legislative de a face acest lucru. Acum avem posibilitatea de a implementa această directivă a practicilor comerciale neloiale, prin care se pune picior de egalitate micul producător și procesator cu comerciantul dominant. Și în primul rând se referă la acele prevederi contractuale legate de termene de plată, dar și de taxele
ascunse. Dacă aceste probleme se vor rezolva, cu siguranță și producătorii români, și mai mici, și mai mari, dacă se vor organiza și vor avea cantități suficiente, o anumită standardizare și o anumită ritmicitate, vor putea fi prezenți și pe rafturile marilor retailer. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se dezvolte foarte mult și la noi, la fel cum există în toată Europa, această asociere economică, și anume cooperativele, care, în opinia noastră, sunt singura modalitate realistă ca cei foarte mici să poată să aibă o activitate rentabilă. O altă prioritate, și eu am să mă apropiu de sfârșit, ar fi aceea schimbului de generații în agricultură. Problema îmbătrânirii fermierilor și a muncitorilor în agricultură este o problemă europeană. Și la noi, în România, pare că este mai acută. De aceea, în viitoarea perioadă, aici am alocat o sumă consistentă, 520 de milioane de euro, pentru instalarea tinerilor fermieri. Am început să concesionăm și să arendăm prin atribuire directă, în primul rând, tinerilor fermieri, teren gestionat de ADS, terenul statului, în așa fel încât să îi sprijinim să se consolideze atunci când doresc să rămână în agricultură. Avem foarte mult de făcut în ceea ce înseamnă învățământul profesional și tehnic și aici noi sprijinim soluția învățământului dual în acest parteneriat între sistemul de învățământ și agenții economici care activează în agricultură și industrie alimentară. De asemenea, cercetarea, inovarea și agricultura inteligentă sunt foarte importante și vor fi în viitor finanțate corespunzător. Și înainte de a termina, aș vrea să vorbesc puțin despre agricultura ecologică. Pentru că această paradigmă a contextului pactului ecologic, practic, cuprinde și această agricultură ecologică, care este foarte importantă și pentru agricultura românească, pentru că este o oportunitate pentru agricultura din România. Avem peste 40% din suprafață zone cu constrângeri naturale, zone în care în ultimii 30 de ani nu a fost utilizată nicio substanță. Și acele zone, fie că ne referim la zona montană, fie că ne referim la zona deltei, pot să constituie o oportunitate pentru acest tip de agricultură ecologică, unde, desigur, producțiile sunt mult mai mici, dar alimentele obținute sunt de calitate și, ca atare, sigur, și prețurile trebuie să fie în consecință mai mari. Aici am alocat o finanțare de 550 de milioane de euro pe următorii 7 ani în Programul Național Strategic, pentru că noi credem că această agricultură ecologică este o prioritate pentru agricultura românească. Sigur, ar fi multe altele de spus, dar am să mă opresc aici și să vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a mă afla aici împreună cu dumneavoastră. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte cuprinzătoare pe care ați făcut-o. Într-adevăr, agricultura poate fi una din prioritățile mari, nu numai ale anului 2021, ci ale anilor următori. România are potențial economic, dar din păcate în 30 de ani a acumulat peste 23 de miliarde deficit în balanța comercială externă. Într-adevăr, ați folosit foarte mult datele statistice și probabil că marea problemă este dezvoltarea fermei medii, acelei ferme de familie care este specifică agriculturii europene. Poate ar fi bine de știut că împreună cu dumneavoastră, Institutul Național de Statistică dezvoltă recensământul general agricol și în jurul acestei surse de informații, ne dorim să dezvoltăm surse administrative care să permită
strângerea într-un timp cât mai scurt a acelor date statistice de care aveți nevoie și care sunt foarte utile în luarea deciziilor statistice. Am mers pe varianta cercetării exhaustive, tocmai pentru a vedea dacă există schimbări majore în structura utilizării suprafeței agricole. Într-adevăr, cele două date care ne arată că există o fărâmitare excesivă, dar în egală măsură există o masificare excesivă a terenului, să vedem dacă, într-adevăr, aceasta o regăsim în urma recensământului general agricol. Eu sunt sigur că în perioada următoare vom avea aceeași colaborare excelentă între două instituții pentru a dezvolta acest sistem informațional care să permită culegerea datelor statistice nu numai între două recensăminte, ci an de an pentru a sprijini luarea unor decizii cât mai exacte cu realitatea din teren. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru gândurile bune și felicitări pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Mulțumesc. Mergem mai departe și îl invit pe domnul Nelu Tătaru, ministrul Sănătății. Bună ziua, bună ziua tuturor. Mulțumesc de invitație și felicitări pentru cea de-a doua ediție pe care o desfășurați. Vorbim de 2021 ca un an al relansării. Nu putem vorbi fără relansarea sistemului medical românesc. Criza sanitară din pandemie ne-a arătat, dacă nu chiar ne-a dezgolit, situația sistemului medical pe care o parte îl știam, o parte îl bănuiam din ultimii 30 de ani. Poate momentele de influență, că a fost politizare, că a fost indolența unui management mai puțin profesionist, că a fost o legislație depășită, eu știu, peticită la un moment dat pompieristic, lipsa de implicare a autorităților locale, sunt cele care în tot acest timp ne-au arătat că se impune ceva. Se impune în contextul în care criza pandemică a arătat momentul unui declic la care trebuie să participăm, toți. Reconstruirea sistemului sanitar, care trebuie demarat imediat, încă de la primele zile al anului 2021, trebuie mers pe mai multe paliere. Avem în acest moment o legislație, care merge pe baza legii 95 din 2006, o lege a reformei în sănătate, o lege care are până acum peste 1500 de amendamente, amendată efectiv cu anumite nevoi sau în anumite interese la un moment dat. Ce trebuie să facem? Această lege trebuie să specifice clar sau foarte clar ce înseamnă infrastructură, ce înseamnă investiții, ce înseamnă malpraxis, ce înseamnă trecerea managementului spitalelor la Ministerul Sănătății ca o coordonare a activității medicale în aceste spitale, ce înseamnă respectul pentru pacient, ce înseamnă respectul pentru cadrul medical, ce înseamnă reorganizarea începând cu Ministerul, începând cu Direcțiile de Sănătate Publică, începând cu INSP-ul, continuând poate cu stațiile de ambulanță. În acest context, cred că implicarea și, eu știu, coparticiparea la tot ce înseamnă asociații profesionale, asociații de pacienți, colegiul medicilor, este esențial. Un alt palier la care trebuie să vedem o perspectivă în acest an al relansării este finanțarea. Dacă gândim finanțarea sistemului medical românesc, până la 6% din PIB, cu acele bugete multianuale adaptate produsului intern brut, dacă gândim accesarea cât mai profesionistă și completă a tot ce înseamnă fonduri europene 2021-2027, a tot ce înseamnă introducerea și discuțiile vis-a-vis de acea subfinanțare a sistemului medical, introducerea asigurărilor complementare și suplimentare în sănătate, tocmai pentru a putea oferi serviciile de calitate pacientului român. În același timp, discutăm de o digitalizare. Anul 2020, un an pandemic, un an cu multe reglementări, multe limitări de mobilitate, ne-a făcut vrând nevrând să introducem acea, sau să reintroducem, că la un moment dat exista acea telemedicină. Aseară, în ședința de guvern, avem o ordonanță de urgență în acest sens, tocmai pentru a stipula normativ această componentă a digitalizării care se cheamă telemedicina. Am putut vedea în această perioadă efectul, dar și
necesitatea digitalizării. În același sens, ați putut vedea acea digitalizare a direcțiilor sănătate publică, tocmai în contextul pandemic, care trebuie continuată la nivel de întreagă rețea medicală. În toată această perioadă, să spun, am putut vedea ce înseamnă o necesitate a unor servicii medicale de calitate adaptate unor situații de criză. Am putut vedea în același timp resursa umană. Dacă anul trecut, pe un repede înainte, să spunem, am reușit să realizăm acea sesiune de rezidențiat, anul acesta, această sesiune de rezidențiat ca și resursă umană s-a raportat la peste 12.000 de candidați pe 7.000 de locuri într-un context pandemic, dar în context în care am văzut și necesarul de specialități medicale. Menționez că tot în acest context au fost majorate cu peste 2.200 locurile care s-au ocupat pentru toți cei care au obținut 60% din punctajul primului intrat, ca însemnat medicină, ca însemnat stomatologie sau farmacie. La fel, noi trebuie gândită ca și relansare în sistemul medical românesc, modificarea legislației care să corecteze inechitățile existente în sistemul medical românesc, atât ca legea sau regulamentul de sporuri, cât și aducerea salariilor la cele din 2022. Rămâne la fel ca și relansare, să spunem, pe anul 2021, sau ca și provocare, adaptarea profesională a tuturor celor care vor să revină. A tuturor celor care, în contextul actual, se află undeva departe de țară, profesând o medicină în alte locuri decât în țara natală și așteptând poate un moment în care sistemul medical românesc să le ofere acea oportunitate pentru a reveni, oportunitate la care, dincolo de toate, financiară, se referă la siguranță, se referă la demnitate, se referă la respect. Același respect și aceeași demnitate trebuie să ofere anul relansării și pacientului. Discutam foarte mult de pacient în centrul sistemului. Haideți să reclădim un sistem în care să punem pacientul în centrul sistemului. Nu putem uita și un an al relansării înseamnă investițiile. Tot ce am putut vedea în această perioadă, o infrastructură cu spitale, majoritatea din anii 70-80, dar și cu spitale din anii 20-30. În programele de investiții pe care le avem pe anul viitor, percepem și existența fondurilor europene ca un mijloc major de accesare în tot ce înseamnă infrastructură. Beneficiem de 1.800.000 de euro din 800 de milioane de euro din Planul Național de Relansare și Reziliență, în care structura sau infrastructura este cea care poate beneficia de aceste investiții. Vorbim foarte mult de acel program operațional în sănătate, în care la fel peste 2,8 miliarde de euro sunt în vederea accesării pentru infrastructură în sănătate. Să nu uităm că anul 2021 poate fi anul relansării, revenirii noastre din infecția SARS-CoV-2 odată cu apariția vaccinului. Să nu uităm efortul comun pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi, tocmai în conceptul în care vrem o societate sănătoasă. Reforma în sistemul public de sănătate nu mai poate aștepta. Sunt câteva repere pe care le avem în vedere pentru anul 2021 ca un an de început în relansarea sistemului medical românesc. Mulțumesc tare mult! Da, domnule ministru, mulțumesc și eu pentru mesajul pe care l-ați trimis. Mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat. Știm cu toții că este o perioadă nu tocmai plăcută în care intervenția imediată este foarte utilă, este precum într-un accident pe autostradă. Este nevoie de o intervenție ținând seama de resursele pe care le avem la momentul respectiv și la locul respectiv. Să nu uităm că este pentru prima dată când la nivel mondial toate țările au pus pe primul loc sănătatea populației în detrimentul economiei. Cu toate acestea, țări dezvoltate
nu a obținut rezultatele scontate. Și cel mai bun exemplu este cel al Statelor Unite. Statele Unite, în primele 9 luni, au realizat, au avut în jur de 8 milioane de infectări și iarăși este de notat că în jur de 200 de mii de persoane au decedat datorită infectării cu COVID. Această cifră reprezintă 20% din numărul de decese la nivel mondial, în condițiile în care populația Statelor Unite reprezintă numai 4%. Deci este o luptă a omului, a sistemelor, împotriva acestei pandemii, dar cu toate acestea există aceste limite normale, datorită sistemelor, datorită intensității și lucrurilor neprevăzute pe care le-a adus această pandemie. Mulțumesc încă o dată și vă doresc succes, să trecem cu bine, întrucât economia va funcționa la parametri normali dacă sistemul de sănătate, atât sistemul public cât și sistemul privat, vor răspunde conform nevoilor actuale. Încă o dată mulțumesc și baftă în continuare. Mulțumesc și eu. Succes în continuare. În cele ce urmează, mulțumesc foarte mult excelenței sale, domnului ambasador David Saranga, ambasadorul Israelului în România, pentru faptul că participă și la această a doua conferință. Reamintesc că dânsul a participat și la prima conferință și a transmis un mesaj pozitiv privind posibilitatea identificării unei posibilități de ieșire din această criză sanitară prin găsirea într-un timp foarte scurt a unui vaccin adecvat. Invit excelența sa pentru cuvântul pe care l-a pregătit. Bună ziua! Mulțumesc că m-ați invitat. Felicitări organizatori. Tema de astăzi este anul 2021, anul relansării. Și m-am gândit despre ce putem să vorbim în acest context și cred că sunt sau există trei soluții în care ne pot ajuta să depășim această criză economică care este o rezultată de pandemie. În primul rând, o prima soluție este cooperarea între state. În urmă cu 2 săptămâni, primul ministru al României, domnul Ludovic Orban, a mers în vizită în Israel, unde s-a întâlnit cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și cu alți oficiali al scenei politice. O atenție specială a fost acordată extinderii relațiilor economice în domenii de precum agricultura, managementul apelor, tehnologie, sănătate, securitate cibernetică, apărare și multe alte. Domeniile respective sunt domenii în care Israelul este în prezent un lider mondial și suntem onorați să împărtășim din expertiza noastră cu un grup select de țări prietene, precum sau printre care și România. Faptul că România face parte din acest grup select de parteneri arată cât de solidă și specială este relația dintre statele noastre. De exemplu, dacă vorbim despre agricultură, dacă vorbim despre menajarea apelor, ministrul Oros a vorbit despre reciclarea sau despre apa. De exemplu, 85% din apa folosită în gospodării în Israel e reciclată. Singura țară după Israelul în Europa care reciclă apa este Spania, numai cu 20%, așa că Israelul reciclă 85% din apa folosită în gospodărie. Dar asta este numai un exemplu într-o categorie unde putem să cooperăm.
În contextul crizei economice actuale, este cu atât mai important să există o cooperare strânsă și o solidaritate între state pentru a putea reduce cât mai mult efectele negative generate de pandemie. A doua soluție, după părerea mea, este inovarea. Inovarea, atunci când vorbesc despre inovarea, vorbesc mai ales despre cercetarea și inovarea. În ultimii decenii, statul Israel a acordat o atenție deosebită investițiilor din acest domeniu, fiind astăzi cunoscut drept Startup Nation. În anul 2018, guvernul israelian a investit 4,9% din produsul intern brut în cercetare și inovare, fiind prima țară din lume care alocă acestui domeniu cel mai mare procent din PIB. Însă, în societatea noastră globalizată, este esențial să sprijinim inovația și progresele tehnologice și în afara propriilor granițe. Cooperarea dintre Israel și Uniunea Europeană în cadrul Orizont 2020, care este programul de cercetare și inovare al Uniunii, reprezintă un exemplu de succes în această privință. În cadrul Orizont 2020, desfășurat în perioada 2014-2020, au fost acordate 1479 de granturi către instituțiile din Israel. În programul care va urma, care se numește Horizon Europe și care va începe pe anul 2021, există deja câteva proiecte între Israel și România finanțate din acest program. Israelul a fost prima țară din afara Europei care s-a alăturat acestui program și care, de peste 24 de ani, a dezvoltat alături de Uniunea Europeană proiecte cu impact asupra milioanelor de oameni din întreaga lumea. Această colaborare solidă între mediul academic, public, privat și privat reprezintă o contribuție atât pentru domeniile cercetării și economiei din Israel, cât și pentru cele Uniunii Europene. Suntem mândri că acest parteneriat dinamic dintre Israel și Uniunea Europeană și de rezultatele extraordinare obținut de-a lungul timpului. O a treia soluție este o soluție pentru termen mediu. Este testarea în masă. Și o să mă explic. Până când vom reuși să avem un vaccin sigur și eficient și să vaccinăm întreaga populație, trebuie să ne exam pe testarea maselor. Există deja tehnologii izraeliene care ne permite să testăm la scară largă, largă populație. În acest mod, vom putea izola rapid zonele cu focare și în același timp să menținem deschise școlile, economia, restaurantele, sectorul hotelier și așa mai departe. În continuare, trebuie să învățăm să trăim cu virusul, deoarece mai avem de parcurs câteva etape până vom reveni la normalitatea de înainte de pandemie. Multă lumea întreabă, bine, ce o să urmează în anul 2021 atunci când vorbim despre vaccinul, atunci când vorbim despre alte soluții. Eu știu un lucru, că fiecare zi sunt mii de cercetători în Israel care încearcă zi și noapte să găsească o soluție. Și atunci când vorbim despre o soluție, nu vorbim numai după un vaccin, vorbim despre multe alte metode. Singurul lucru care pot să zic este că trebuie să avem răbdare, ajutor va veni și din ce vedem în ultime zile, cred că anul 2021 o să fie un an mai bun decât 2020. Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult pentru mesajul optimist pe care l-ați trimis. Într-adevăr, Israelul poate oferi multe bune practici ce pot fi aplicate în România. România are relații comerciale stabile cu Israelul și iarăși este bine de menționat că este, România în relația cu Israelul are un excedent comercial cel puțin pe ultimii 7-8 ani, dacă nu mă înșel. Deci poate fi o relație comercială în care este win-win, deci nu este neapărat analizată numai din punct de vedere al deficitului sau al excedentului și până la urmă este al avantajului competitiv pe care poate să-l ofere fiecare țară în relația comercială. Mulțumesc încă o dată pentru mesajul pozitiv pe care l-ați trimis în ultima parte a intervenției dumneavoastră. Toate cele bune, încă o dată mulțumesc pentru timpul acordat. În cele ce urmează, dau cuvântul doamnei Daniela Lulache, Head of Policy and Coordination, din partea Agenției pentru Energie Nucleară a OECD. Bună ziua tuturor! Bună dimineața, domnule ambasador, domnilor miniștri! În primul rând, mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a vă vorbi astăzi. Câteva cuvinte despre Agenția pentru Energie Nucleară, care este o agenție interguvernamentală ce operează sub auspiciile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Cei 33 de membri ai agenției sunt acele țări cu cea mai profundă experiență în domeniul energiei nucleare, al tehnologiei, reglementării și politicilor în acest domeniu, reprezentând peste 84% din producția mondială de energie nucleară. De mai bine de 60 de ani, scopul nostru este să facilităm cooperarea între membrii noștri pentru a răspunde provocărilor asociate utilizării acestei tehnologii. Punem la oaltă experiența celor mai buni pentru a ajunge la înțelegeri și măsuri comune atât în probleme tehnice, dar mai ales din perspectiva politicilor și a bunelor practici în acest domeniu. În consecință, pentru a-și îndeplini misiunea, agenția funcționează ca un centru de experiență, un forum pentru schimb de informații, ce sprijină țările în a-și depăși propriile probleme și de a avansa prin consens. Cum se întâmplă acest lucru? Fiecare țară membră, în momentul în care aderă, este așteptată, în primul rând, să participe activ la programele agenției, să contribuie la schimbul de informații, la analize, dar și la implementarea deciziilor luate care se materializează, așa cum spuneam, de cele mai multe ori în politici și bune practici. Iar totul se întâmplă prin consens. Toate acestea, însă, în același timp, cu înțelegerea clară, că fiecare țară este diferită, că are propriile specificități, mecanisme, obiective și moduri de a-și atinge acele obiective și ca atare își ia și trebuie să își ia propriile decizii. Cu înțelegerea clară că nu există o soluție universal valabilă pentru toată lumea, că fiecare trebuie să se adapteze propriei situații, dar că prin cooperare fiecare își poate atinge mai rapid și mai ușor propriile obiective. Însă astăzi nu mi-am propus să vă vorbesc neapărat despre Agenția pentru Energie Nucleară și realizările sale tehnice sau despre ultimele noutăți în domeniu sau care sunt temele care ne preocupă pe noi acolo, ceea ce în mod uzual aș face la astfel de conferință. Ci m-am gândit să abordez mai degrabă, să spunem, mecanismele din spate. Să vorbesc despre ceea ce cred că poate fi o parte din răspunsul la provocarea deschisă de gazdele noastre de astăzi, care ne îndeamnă pe toți să ne gândim cum putem avea o țară mai bună și ce putem face pentru ea. Și nu pot să vă spun decât că, ascultând prezentările anterioare, m-am bucurat foarte tare să sesizez un fir comun, și anume înțelegerea clară că apartenența la activitatea internațională este un pilon al unei posibile soluții. Însă, înainte de a vorbi de multilateralism, aș vrea să fac o mențiune despre România și energia nucleară. Pentru că mi se pare important să subliniez că România, deși nu este membru al OECD,
un proces pentru care a aplicat și să sperăm că în curând va primi și green light, să spun așa. Este membru al Agenției pentru Energie Nucleară, unde este foarte apreciat pentru activitatea sa, pentru modul în care se implică, pentru performanță. În acest domeniu chiar excelăm și consider că este bine să ne recunoaștem minusurile, însă cred că este foarte bine să ne recunoaștem și performanța și succesul și să învățăm din ambele. Pentru că mi-am pus de ceva vreme următoarea întrebare. Cum se explică performanța noastră în domeniul nuclear? Care este diferențiatorul față de alte domenii în care nu performăm la fel? Bineînțeles că răspunsul este ca întotdeauna complex. Sunt oamenii foarte bine pregătiți, tehnologia este bună. Totuși, tehnologia este aceeași în România și în altă țară, dar performanța în România este mai bună. Oamenii care operează centrala de la Cernavodă, de exemplu, sunt români, la fel de români ca cei de care ne plângem și ne îndoim. Și totuși reușesc o performanță absolut admirabilă. Aici, în același loc în care de multe ori tindem să spunem că nu se poate. Eu consider că o parte din acest răspuns este modul în care această industrie s-a născut și a crescut în România. Și modul în care oamenii care o servesc au fost formați. În care această industrie peste tot operează în mod curent. Iar unul din aspectele cheie este cooperarea internațională și împărtășirea experienței, inclusiv a experienței negative, a greșelilor, a erorilor, a situațiilor neprevăzute, dar și a soluțiilor. Eu când am început să lucrez în acest sector a fost, recunosc, unul din primele lucruri care m-au frapat. În limbajul de specialitate se numește experiență în operare. În fapt, aceasta se transpune într-o bază de date imensă, la care fiecare contribuie, dar la care fiecare are și acces. Iar asta te ajută, în primul rând, să nu mai inventezi de fiecare dată roata. Dacă te confrunți cu o anumită situație dificilă, ai acces la experiența celorlalți, la soluțiile, dar și la rateurile lor. Ceea ce, evident, întotdeauna se traduce într-un răspuns mai rapid, mai bun, mai economic. Dar, desigur, asta înseamnă și asumare și curaj. Înseamnă să poți recunoaște în fața comunității ce nu a mers. Să poți recunoaște unde ai greșit, unde puteai să faci mai bine. Ceea ce, într-un fel, înseamnă să te vulnerabilizezi. Iar pentru asta este nevoie de încredere. De încrederea că ceilalți nu vor folosi această informație într-un sens negativ, ostil ție, ci pentru învățare, pentru creștere, pentru binele comun. E nevoie de un scop și de un sistem de valori comun, agreat, la care toți se raportează și pe care toți îl respectă. Pentru mine, acel moment, venind dintr-o industrie foarte competitivă, în care ultimul lucru pe care l-ar face cineva ar fi fost acela de a spune ce n-a mers, recunosc că a fost o lecție fabuloasă. Și consider că orice lecție bună merită împărtășit. Locul pe care România îl ocupă azi în energia nucleară mondială este o dovadă de netăgăduit că acest sistem este bun și funcționează. Ulterior, eu personal am avut marea șansă să aprofundez această lecție lucrând în cadrul unei organizații internaționale. Însă pot să spun că nu este o lecție ușoară pentru că nu ne este tipică nouă, dar foarte util. Iar astăzi, în aceste vremuri în care ne confruntăm cu probleme inedite, această pandemie menționată de toată lumea, cu efectele sale asupra economiei, asupra educației, asupra sistemului de sănătate și așa mai departe, avem nevoie să regăsim acel sistem de valori comun la care să ne raportăm, avem nevoie de comunicare și avem nevoie de încredere unii în ceilalți mai mult ca niciodată. Și nu spun asta într-un elan de moment. Știu că pentru o comunicare deschisă și eficientă e nevoie de o încredere care nu vine pur și simplu peste noapte, ci se dobândește. Dar pentru a o dobândi este nevoie, în primul rând, să ne propunem. Și apoi să facem acel prim pas. Și după aceea câțiva alți pași. Și poate nu ne vom atinge toate obiectivele, poate nu vom reuși integral, dar cu siguranță vom avansa semnificativ. În concluzie, dintr-un punct de vedere mai pragmatic, unul din elementele care pot contribui la o Românie mai bună
este cooperarea internațională, prezența noastră activă în forurile internaționale, utilizarea experienței acumulate în aceste foruri, dezbaterea care are loc acolo, tot dialogul, tot schimbul de experiențe, toată apartenența la o anumită comunitate. Poate nu vor aduce soluția, dar sigur pot aduce răspunsuri, pot aduce o gândire critică, sinceră și asumată, care cu siguranță generează decizii bune. Avem toate șansele să venim cu soluții. Pentru că esența din punctul meu de vedere este că dacă stai la masă cu oameni care se confruntă cu aceleași probleme ca și tine, ai șanse să găsești soluții mai rapid și mai bune. Ca atare, închei spunând din nou mulțumesc pentru această oportunitate și dorindu-ne nouă tuturor și dumneavoastră, organizatorilor, dezbateri bogate și cu soluții bune. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc încă o dată doamnei Daniela Lulache pentru mesajul transmis. Într-adevăr, calea pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a României este ca instituțiile din România să aparțină organismelor internaționale. Prin această asociere, nu mai inventăm ceea ce au inventat alții, nu ne mai lovim de problemele pe care le-au avut alții, iar preluarea bunelor practici este lucru cel mai bun pentru a merge înainte. Statistica oficială din România a făcut eforturi deosebite și, într-un fel, pot spune că suntem mândri, că suntem membri ai grupului de lucru în statistică și guvernanță statistică. Nu numai că suntem membri, dar de fiecare dată am încercat să fim activi, am încercat să arătăm că facem lucruri bune, ceea ce fac și alte țări dezvoltate. Și iarăși poate e o chestiune de mândrie. În luna iunie am fost invitați la grupul de lucru pentru a prezenta primele estimări pe care noi le-am făcut pe contracție economiei și am fost într-un grup select cu șeful statisticii din Statele Unite, șeful statisticii din Noua Zeelandă, șeful Eurostat și actualul șef al statisticii de la OECD. Numai pe această cale putem avea o imagine bună în afară, putem face lobby și putem să venim și să facem transferul de bune practici în România. Altă cale nu există, pentru că sunt standardele internaționale pe care trebuie să le acceptăm, că sunt cele care ne duc către lumea pe care noi ne-o dorim. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru mesajul cald și cel puțin pentru cele două mesaje foarte clare. Fără o dezvoltare a imaginii pe plan internațional și fără o apartenență la organizațiile internaționale, nu putem merge înainte. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Toate cele bune. Și eu vă mulțumesc mult și nu pot decât să fiu de acord și să vă felicit pentru performanța realizată. Mulțumesc încă o dată. Cele mai bune gânduri. Toate bune. În cele ce urmează, domnul general major Viorel Pană, șeful statului major al forțelor aeriene, ne-a transmis un mesaj video pe care vă rog să-l ascultăm în cele ce urmează. Sunt onorat de această oportunitate. Chiar este o oportunitate pentru forțele aeriene române, pentru statul major al forțelor aeriene, să se prezinte în cadrul unei asemenea conferințe, chiar și online. Pentru că forțele aeriene române, în această perioadă deosebit de complicată pentru întreaga societate românească, au continuat să-și îndeplinească misiunile, au continuat să-și îndeplinească rolul principal. Rolul principal continuă și va fi întotdeauna să apere spațiul aerian al României. Dar, la solicitarea diferitelor organisme implicate direct în lupta în această pandemie, am executat misiuni de transport aerian, misiuni de evacuare medicală, misiuni în sprijinul autorităților locale pentru pază și protecție și așa mai departe. Este de notorietate de asemenea că toate echipajele românești nu au ezitat nicio clipă nici în țară și nici în străinătate să execute astfel de misiuni. Spuneam că principala misiune este apărarea spațiului aerian și pentru această misiune continuăm să ne pregătim în această perioadă, respectând toate
condițiile, respectând toate reglementările la nivel național sau local. Aceasta ne complică puțin existența, în schimb standardele la care ne facem instrucția și misiunile au rămas aceleași. Aș mai menționa de asemenea că ne preocupă în permanență și angajamentele pe care și le-a luat România pe plan internațional. În toată această perioadă complicată, forțele aeriene au executat o misiune în Africa, în Mali. Misiunea MINUSMA a fost încununată cu succes și chiar recent ultimii 12 militari s-au întors din misiune. Le mulțumim tuturor și cred că standardele la care și-au făcut treaba au fost cele pe care le-am așteptat. În încheiere, aș vrea să spun că forțele aeriene sunt aici. Vă puteți baza pe ele în permanență. Misiunea, vă spuneam, rămâne aceeași, standardele rămân aceleași. Acești oameni pe care ne bazăm, nu pe sisteme, pe oameni, acești oameni pe care ne bazăm vor continua să apere spațiul aerian al țării, chiar în aceste condiții. Îl indic pe domnul de la finanțe. Suntem parte din România, suntem parte din societatea. Da, știu. Nu uităm ce îi datorăm. Și ce ne să comportăm vorbesc ca după? Haideți că... Mulțumesc foarte mult domnului general major Viorel Pană, șeful statului major al forțelor aeriene, pentru mesajul transmis. Și în cele ce urmează, îl invit pe domnul Sebastian Burduja, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, pentru intervenția dânsului. Se pare că domnul Sebastian Burduja încă nu este conectat. În aceste condiții voi reveni la program și îl invit pe domnul Nicolae Havrileț, secretar de stat, pentru prezentarea dânsului. Bună ziua, domnilor miniștri, domnilor colegi. Mă bucur să fiu la această a doua întâlnire organizată de către dumneavoastră și dedicată unui obiectiv major, relansarea economică a României, începând cu anul 2021, an văzut ca un an al relansării economice. Sigur că sectorul energetic nu poate fi decât un pilon, unul dintre pilonii majori ai creșterii economice și al relansării economice a României. În ceea ce privește sectorul energetic, acesta aduce în prim plan și procesul de transformare a Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic pentru orizontul 2050. Avem două direcții esențiale de urmărit și de pus în practică. Fondurile europene, care, iată, sunt foarte generoase. Poate niciodată România n-a avut această finanțare pentru un sector economic cum este energia până în ziua de astăzi, dar și reformele structurale pe care România trebuie să le impună în acest sector foarte important. Practic, sectorul care înseamnă inima oricărei activități economice. Două momente sunt la fel de importante care marchează relansarea și transformarea despre care am amintit. Mă refer la Pactul Ecologic European din noiembrie 2019, dar și la pachetul de relansare economică din acest an, elaborat în contextul crizei pandemice. Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, împreună cu relansarea economiilor europene în general, în care ne înscriem și noi, vor aduce oportunități de creștere economică, fără îndoială, dar, desigur, în același timp și provocări importante pentru decidenții politici, care trebuie să înțeleagă că încurajarea investițiilor este, de fapt, încurajarea accesul la o sursă vitală de creștere economică pe termen mediu sau lung. Dar de asemenea, operatorii economici din piața energetică, care prin excelență sunt investitori, aceștia trebuie, bineînțeles, încurajați printr-o legislație stabilă și predictibilă. De asemenea, trebuie luat în considerare elementele de cost, pentru că
o altă categorie de care trebuie să avem grijă sunt consumatorii deopotrivă. De aceea trebuie să abordăm procesele prin mecanisme flexibile și adecvate. Relansarea economică după criza pandemică va presupune în sectorul energetic inclusiv schimbări semnificative care vizează modele economice și sociale cu care ne-am obișnuit, cu impact asupra tranziției energetice, asupra competitivității industriei, dar și politici sociale. Pentru că am amintit acest aspect al politicilor sociale, trebuie să ne punem de acord cu mecanismul pentru o tranziție justă propus de Comisia Europeană în procesul de relansare economică în care statele membre pornesc de la diferite niveluri de dezvoltare. Acest mecanism pentru o tranziție justă, finanțat generos, 4,4 miliarde de euro pentru 6 din județele României, în care, în general, monoindustria este baza activității principale, motorul principal, care industrie bazată pe producția de energie electrică din surse poluatoare va fi înlocuită cu alte tehnologii și aici trebuie să avem în vedere politicile sociale. Nivelul de sprijin din partea acestui fond de tranziție justă trebuie să reflecte într-adevăr amploarea provocărilor teritoriale și diferențele de dezvoltare regională din cadrul Uniunii. Subliniez că România este parte a noilor strategii lansate recent de Comisia Europeană. Considerăm că acestea aduc oportunități care trebuie explorate în plan național, având menirea să sprijine procesul de relansare economică despre care vorbim. Astfel aș aminti principalele strategii lansate de Comisia Europeană în domeniul energetic. Strategia pentru integrarea inteligentă a sectorului energetic, strategia privind hidrogenul, strategia privind energia eoliană offshore, inițiativă care va potența rolul Mării Negre în zona noastră. Strategia privind reducerea și monitorizarea emisiilor de metan, strategia pentru renovarea clădirilor, reprezintă doar câteva dintre demersurile Comisiei lansate în ultimii ani, la care România a aderat din plin și este pregătită pentru a primi fondurile de susținere. Această nouă abordare va pune accentul pe dezvoltarea unor infrastructuri inteligente prin integrarea hidrogenului, stocarea și captarea carbonului, stocarea energiei, precum și pe introducerea treptată de soluții care să permită integrarea sectorială prin care se va urmări creșterea ponderii energiei regenerabile, a injecției de hidrogen în rețelele de gaze, lucru inovativ, și creșterea ponderii gazelor curate. Din perspectiva națională pentru România, îndeplinirea noilor ținte în materie de energie implică o serie de provocări pe care va trebui să le gestionăm atât în ceea ce privește valoarea investițiilor care vor fi făcute în dezvoltarea și retehnologizarea sistemului, cât și în gestionarea procesului de tranziție energetică într-un mod rentabil, eficient economic. În contextul pandemiei COVID-19 și a planului de redresare economică, investițiile în renovarea clădirilor vor deveni esențiale. Un accent puternic pe renovarea clădirilor va mobiliza economia locală și va oferi locuri de muncă la o scară cât mai largă, cu implicații directe asupra dezvoltării regionale. Considerăm că ar trebui să avem obiective naționale precise pe termen mediu și lung în domenii diverse. În cadrul domeniului de eficiență energetică, privit ca o sursă mai puțin costisitoare de generare a energiei, modernizarea infrastructurii energetice și a capacităților de stocare. Mă refer aici inclusiv la rețele inteligente și chiar la instalarea infrastructurii specifice pentru combustibil alternativ, să utilizăm cât mai mult electromobilitatea, gaze naturale comprimate utilizate în transport, ceea ce ar putea să ne aducă performanță în sectorul transportului din punct de vedere al poluării. Credem că transformarea sistemului energetic va implica volume semnificative de investiții pe întreg lanțul tehnologic. Avem nevoie de rețele inteligente de transport, distribuție, precum și un nou model de piață bazat pe capacități energetice eficiente, curate, flexibile
și adaptate tehnologiilor inovatoare. Direcțiile de investiții sunt cuprinse în proiectul de strategie energetică care va fi aprobat în aceste zile de către Guvernul României printr-o ordonanță de urgență, dar și în Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice, care a fost deja trimis către Comisia Europeană. De aceea, după cum am afirmat și cu alte ocazii, atragerea investițiilor este esențială pentru dezvoltarea de noi capacități în producția de energie cu emisie redusă de carbon. Indiferent dacă acestea vizează gazele noi, hidrogenul, energia nucleară regenerabilă. Relansarea sectorului energetic trebuie să pună accentul pe investițiile în producția de energie cu emisii reduse de carbon și înlocuirea cărbunelor cu gaze naturale, o oportunitate pe care România o are și pe care ar putea să o crească, având în vedere că se dorește încurajarea investițiilor de extragere a hidrocarburilor din Marea Neagră. Mai mult, investițiile în creșterea producției de energie regenerabilă, luând în considerare potențialul Mării Negre, inclusiv în largul Mării Negre, cât și energia solară, precum și investițiile în renovarea, modernizarea rețelelor energetice prin introducerea digitalizării și rețelelor inteligente, vor sprijini procesul de integrare sectorială. În concluzie, aș aprecia că anul 2021 reprezintă anul relansării în tranziția energetică văzută prin lentila redresării economice și trebuie să ofere posibilități de creștere economică. Este un mesaj pozitiv, este un mesaj optimist pe care îl transmit și consider că sectorul energetic va fi un actor foarte mobilizator pentru o relansare adevărată economică a României. Și cred că într-o perioadă de 10-15 ani, ne gândim la podul până 2050, acum este denumit simbolic, pentru finalizarea tuturor obiectivelor de energie curată, poate constitui pentru România, să zicem, pragul de trecere de la un stat așa cum suntem noi acum, din punct de vedere economic, în rândul statelor dezvoltate. Vă mulțumesc! Domnule ministru, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Într-adevăr, economie fără energie nu se poate, dar economie fără energie curată în viitor nu se poate sub nicio formă. Pentru a avea o asemenea energie, va trebui să avem nevoie de finanțe pentru a aduce acele modificări structurale de care e nevoie în dezvoltarea sistemului energetic și din acest motiv invit să ia cuvântul pe domnul secretar de stat Sebastian Gurdușa de la Ministerul Finanțelor Publice. Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru invitație și sper că ne auzim așa cum trebuie, având în vedere condițiile de față. Salut! Se aude foarte bine, se aude foarte bine. Mulțumesc frumos! Salut cu mult drag colegii de panel și prietenii de panel, cu unii dintre ei nu m-am mai văzut de mult, dar îi prețuim foarte mult, chiar dacă sunt mai departe de țară și fac bine țării din pozițiile în care sunt. Cu alții sigur că suntem aici colegi de front românesc, de interesul mediului privat, în sprijinirea dezvoltării țării. Voi fi succint și vă împărtășesc mai câteva gânduri. Îmi place paradigma aceasta a relansării, începând cu anul viitor. Prioritatea pe care am avut-o la Ministerul Finanțelor Publice a fost dublă. Pe termen scurt, să ținem lucrurile pe o traiectorie stabilă, pe o traiectorie predictibilă. Și aici notăm succesul pe care cred că îl putem raporta ca țară și ca echipă. Am reușit să păstrăm ratingurile într-un context dificil și la nivel global și la nivel autohton. Știți foarte bine anumite angajamente pe care alții și le-au luat și care nu puteau fi îndeplinite fără a pune în pericol sustenabilitatea fiscal-bugetară a țării.
iar acest guvern și-a asumat chiar și un cost politic cu scopul de a ține lucrurile sub control, de a avea predictibilitate și credibilitate în fața investitorilor străini și a partenerilor instituționale, a Comisiei Europene, Fondul Monetar Internațional și așa mai departe. A doua prioritate este cea de resetare a modelului economic românesc, așa cum spuneau și colegii. E vorba de a nu mai avea un model de creștere bazat pe consum, ci unul bazat pe investiții, iar cifra pe care o invoc mereu și cred că spune totul despre prioritățile și abordarea acestui model este peste 35 de miliarde de lei execuție bugetară pe investiții, realmente un record la 10 luni, este o cifră care depășește suma executată pe un an întreg anterior, cred că și pe 2017 și pe 2018 și în cel mai greu moment din punct de vedere al finanțelor țării, iată că am găsit resursele pentru a le aloca investițiilor și a suplimenta energia motoarelor de creștere economică. Pentru acest termen mediu și lung, dincolo de o abordare axată pe investiții, eu vorbesc de patru direcții strategice principale și le se regăsesc poate în forme ușor diferite și în documentele asumate la nivel de guvern. În primul rând, zona de inovare, cercetare-inovare, zona în care putem investi pentru a genera productivitate. Creșterea economică înseamnă productivitate în primul rând, creșterea populației în al doilea rând. Măsurile demografice, am mai spus lucrul ăsta, sunt complicat de gândit și implementat, dar din punct de vedere al creșterii productivității avem pârghile necesare ca țară și avem și resursa umană pentru a avea inovare românească și a avea locuri de muncă cu productivitate înaltă. 2. România verde, partea de investiții prietenoase cu mediul, unde ne încadrăm pe direcțiile europene Green Deal, Just Transition Fund și așa mai departe, cu un accent românesc, adică a spune că în punctul de dezvoltare în care este România astăzi, avem nevoie și de infrastructură de bază, ceea ce americanii numesc brick and mortar, și de investiții mai sofisticate, prietenoase cu mediul, și aici aveți în zona energiei, de exemplu, specialiști de prim rang în panel și sunt convins că pot spune mai multe decât vă pot spune eu, cu un accent special și pentru prietena mea, doamna Lulache, apropo de energia nucleară, pe care o cunoaște atât de bine și unde România trebuie să se lupte la nivel european, în alianță cu Franța și cu alții, ca această energie să fie considerată o energie curată, o energie în care putem să investim în continuare. În a treia direcție strategică este partea de conectivitate. România nu și-a rezolvat problemele de conectivitate pe de-o parte externă la Europa, unde în sfârșit am reușit în acest an să dăm drumul la, și la Comarni-Brașov și la Pitești-Sibiu. Pentru prima dată se lucrează pe aceste două coridoare strategice și coridoare TNT. Deci, în locul unde peste 70% dintre exporturile românești pleacă spre Europa, trebuie să ne conectăm fizic. Iar la nivel de dezvoltare regională și urbană, e vorba de conectarea oamenilor din zonele urbane, principalele motoare economice ale țării, la oportunități. Deci, zona periurbană a marilor orașe trebuie mult mai bine conectată și deja vedem exemple de bune practici, de exemplu la Bihor, unde Consiliul Județean, acolo nou președinte, domnul Bolojan, investește foarte mult deja în proiecte pentru conectarea centrelor urbane ale județului sau chiar cu Aradul, de exemplu, cu drum expres, pentru a scurta distanța între oameni și oportunități la nivel principal, deci între oameni și locul lor de muncă, școală, spital, locuri de divertisment și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, ceea ce eu am numit România sigură, trebuie să-i spunem în ce fel doriți, este un concept legat de zona de resilience, de rezistență, de
adaptabilitate, și anume investiții în sectoarele strategice ale economiei românești, bineînțeles energia, dar și agricultura, zona de industrie, pe acele sectoare unde noi înregistrăm în continuare un deficit comercial substanțial, de exemplu zona de îngrășăminte chimice sau produse derivate. Mai bine de jumate din deficitul comercial al țării este legat de produsele industriei petrochimice și derivatele lor, deci trebuie să investim în aceste sectoare și avem și instrumentele de a o face, dincolo de schemele, să spun, clasice de ajutor de stat, unde sunt eligibile anumite sectoare. Avem în plan și Fondul Român de Investiții, avem în plan și Banca Națională de Dezvoltare, deci asta pe termen mediu și lung. Cred că pot să închid aici, reiau mesajul de la început. Suntem în fața unei oportunități realmente istorice pentru țară. Avem o perioadă de 4 ani de construcție în care și mediul politic se va așeza într-o oarecare formulă, vom vedea din 6 decembrie încolo. O perioadă în care avem și 80 de miliarde de atras de la Uniunea Europeană și trebuie să fim extrem de abili să le preluăm rapid. Pentru fondurile din Next Generation EU avem numai 3 ani la dispoziție să semnăm contractele și până în 2026 trebuie să tragem toată suma. Pe cadrul financiar multianual, sigur, avem orizontul de N+3 pe fondul de coeziune și este un lucru bun. Deci ne putem duce până în 2027 plus 3 ani pentru ultimele plăți. Mulțumesc frumos încă o dată pentru oportunitate, vă felicit pentru eveniment și mă bucur să îi ascult în continuare pe colegii noștri. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Într-adevăr, România are nevoie de proiecte, dar proiecte care să fie finanțate din surse naționale sau europene, așa cum Institutul Național de Statistică oferă aproape zilnic comunicate de presă. Mare parte din datele care le oferim sunt și rezultatul deciziilor pe care le luați și cel mai important este ca toate aceste decizii să fie sustenabile o perioadă lungă de timp. Eu vă doresc succes și sper să atingem parametrii pe care ni-i dorim cu toții, nu neapărat în decurs de un an, pentru că este foarte greu de creat acele mecanisme, ci într-o perioadă măsurabilă, iarăși nu pe o perioadă de 20 de ani, ci într-o perioadă rezonabilă. Așa cum în toate proiectele avem nevoie de finanțe, de surse de finanțare, la fel în orice țară avem nevoie de o bursă de valori puternică. Și în acest context invit pe domnul Radu Hanga pentru discursul dânsului. Bună ziua tuturor! În primul rând sunt onorat să fiu într-un mediu atât de elevat aici alături de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a fi împreună astăzi. O să mă uit pentru început la ceea ce au spus antevorbitorii mei și acolo am identificat un element comun tuturor. Adică vreau să extrag doar câteva mici lucruri. Domnul Dragoș Păslaru vorbea în principal despre securitate economică și despre dezvoltarea economiei, sigur, care este inevitabil în contextul actual legată de dezvoltarea companiilor locale. Ministrul Oros spunea, domnul ministru Oros spunea cam același lucru, suntem la un nivel scăzut de integrare din punct de vedere al prelucrării producției agricole, exportăm produse cu valoare adăugată scăzută și avem nevoie să creștem gradul de integrare locală. Domnul ministru Tătaru vorbea despre zona medicală, unde, din nou, trebuie să creștem lucrurile și avem nevoie de investiții. Iar domnul secretar de stat Burdușa vorbea despre resetarea modelului de creștere, la, din nou, orientarea către investiții. Una peste alta, am mai văzut și noțiunea de investiție în cercetare locală, care este inevitabil legată de creșterea ecosistemului local. Elementul principal în toate
discursurile de până acum au fost investițiile. Până la urmă, pentru a ne dezvolta, pentru a dezvolta ecosistemul local, avem nevoie de investiții. Dacă ne uităm la poza mare și mă uit aici la prognozele Fondului Monetar Internațional pentru 2020-2021, vedem două lucruri interesante acolo. Din punct de vedere al creșterii economice, Fondul Monetar Internațional prevede la nivel global o scădere de 4,4%, urmată de o revenire, de o creștere cu 5%, 5,2% în 2021. Pe de altă parte, din punct de vedere comerț internațional, scăderea va fi de 10%, ceva peste 10% în 2020, urmată de o creștere de doar 8% în 2021. Concluzia simplă din estimările acestea este aceea că vom trăi într-o lume care va fi ceva mai locală, ceva mai puțin globală. Adică economia globală își va reveni destul de repede, adică 2021 vom ajunge la nivelul la care eram înaintea crizei. Pe de altă parte, comerțul internațional va rămâne puțin în urmă. Economia va deveni ceva mai locală. Iar dacă vorbim despre economie locală și ne uităm la ecosistemul de aici, de lângă noi, avem, în urmă, trei jucători cheie. Pe de o parte este zona de guvern, zona de conducere, zona politică a țării, managementul acestei companii care se numește România. Avem companiile care sunt mai aproape de noi și avem, sigur, românii care au două poziții principale. Una este aceea de beneficiare ai creșterii. Nu? Dacă economia locală crește, noi toți o să trăim mai bine. Pe de altă parte, suntem finanțatorii acestei creșteri, pentru că dacă discutăm de companiile locale și de finanțarea acestora, finanțarea vine de la investitori, de la investitorii locali și investitorii străini. Deci, uitându-ne la tot acest ecosistem, eu zic că poza este destul de simplă. Adică trebuie să facem ca ecosistemul local să susțină creșterea companiilor locale, trebuie să simplificăm accesul la capital al companiilor locale. Iar aici intervine, sigur, rolul Bursei de Valori București, pentru că noi suntem veriga lipsă, de fapt veriga lipsă care este prezentă. Noi suntem legătura între companiile locale care au nevoie de capital și deținătorii capitalului, investitorii locali și străini. Dacă ne uităm, până la urmă, companiile au două surse principale de finanțare. Sistemul bancar, și avem aici în România un sistem bancar care s-a dezvoltat frumos în ultimii ani, care este rezilient, a trecut deja prin a doua criză, învățăm, ne consolidăm și avem o Bursă de Valori București care se dezvoltă și ea și își crește prezența în economia locală prin a da acces la capital companiilor locale. Și aici aș da doar câteva exemple dacă ne uităm la ultimii doi ani. 2019 a fost un an de vârf din punct de vedere al finanțării companiilor și statului pe piața de obligațiuni a Bursei de Valori București. Am văzut aproximativ un miliard de euro capital care a fost ridicat de către stat și companiile locale. 2020, chiar dacă a fost un an dificil, vedem din nou 500 de milioane de euro sume ridicate prin intermediul Bursei de Valori București. Din nou, din zona privată, companii medii și mici. Și de asemenea vedem statul român care chiar acum derulează o emisiune de titluri de stat prin care se finanțează și utilizează canalul Bursei de Valori București. În total avem aproximativ 30 de runde de finanțare derulate în ultimii 2 ani care au adus aproximativ 1 miliard și jumătate de euro de la investitori către companii, companiile locale și către statul român. Deci avem un mecanism funcțional aici, atât în zona, dacă vorbim de zona financiară, atât în zona bancară, cât și în zona pieței de capital a Bursei de Valori București. Rolul nostru principal este unul simplu, acela de a face cât mai simplu accesul la capital al companiilor locale. Iar dacă e să ne uităm ce înseamnă acces mai simplu la capital, văd două elemente principale. Unul
un trend pe care îl vedem peste tot în jurul nostru, digitalizarea, și care e un proces care era deja prezent, dar care a accelerat în contextul actual al pandemiei. Trebuie să mergem mai aproape de client și vedem aceasta că se întâmplă. Adică vedem companiile de brokeraj că sunt tot mai prezente și tot mai aproape de investitori. Și vedem de asemenea o zonă în care devine interacțiunea dintre investitor și statul român, zona de fiscalitate. Aici obiectivul nostru principal este de a face această interacțiune cât mai simplă, de a face mecanismul de taxare a câștigurilor din zona investițiilor cât mai simplu, pentru ca investitorilor să le fie cât mai facil să financeze companiile românești. E o zonă în care suntem într-un dialog activ cu Guvernul României. Ne așteptăm să venim cu îmbunătățiri semnificative în perioada următoare pe aici și să avem suport din zona guvernamentală, pentru că ne uităm la noi, Bursa de Valori București, ca și la o companie de interes public, o companie esențială pentru dezvoltarea economiei locale, aflată într-o zonă de sincronizare perfectă cu ceea ce își dorește conducerea României pe termen lung. Mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bazez că o să mergem înainte și o să valorificăm criza aceasta, care cu siguranță aduce o mulțime de oportunități pentru noi. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul optimist pe care l-ați transmis. Mulțumesc în egală măsură pentru rezumatul pe care l-ați făcut cu cele câteva concluzii, cu faptul că ați venit și ați spus în același platou, în aceeași foaie de hârtie, gânduri care au fost exprimate de mai mulți vorbitori pe care i-ați audiat înaintea dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată pentru prezentarea și la această a doua conferință. Același mesaj pozitiv l-ați transmis și la prima conferință. Din fericire, atunci eram într-un spațiu deschis, eram într-o altă etapă a evoluției pandemiei. Eu sper ca la următoarea întâlnire să fim fără mască, dar să fim în același spațiu fizic și să putem spune suntem la a treia sau la a patra dezbatere și mare parte din gândurile pe care noi le-am transmis aici sunt deja cu rezultate practice și, până la urmă, acesta trebuie să fie rezultatul acestor întâlniri. Mulțumesc încă o dată pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Mulțumesc mult! Trecem la următoarea intervenție din partea domnului Victor Grigorescu, expert în energie. Mulțumesc tare mult, domnule președinte. Permiteți-mi, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitația de a contribui la această dezbatere interesantă și felicitări pentru inițiativa de a pune la aceeași masă factori decidenți și persoane cu greutate în angrenajul românesc pentru a discuta un subiect atât de important cum este subiectul acesta al relansării și a ne întreba cum anume facem din anul viitor un an al relansării și reconstrucției într-o oarecare măsură. Aș începe și eu cu un mesaj pozitiv, și anume, cel puțin în zona de energie, dar nu numai, cred că avem câțiva pași importanți. În primul rând, la nivelul strategic, avem câteva clarificări importante apropo de ce ne dorim să facem în viitor. Și aș spune că aprobarea Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice pentru sectorul energetic și nu numai reprezintă un pas important. Știm care ne sunt țintele de energie verde în consum pentru următoarea decadă. Și asta este un semnal important pentru companiile cu capital de stat, este un semnal important pentru companiile private care doresc să dezvolte în continuare afaceri în România, dar este cu siguranță un semnal important pentru întreaga economie. România își asumă și la nivel politic acest demers. Al doilea lucru cheie, cred că este faptul anunțat domnul secretar de stat Havrileț, și anume că vom avea o strategie energetică națională updatată la nivelul anului 2020, care va fi și ea la rândul ei asumată, care iarăși va aduce un plus de claritate pentru evoluția pe termen lung și pentru ceea ce înțelegem a fi interesul național în zona aceasta. Din nou, nu numai cu implicații în sectorul energetic, ci și în angrenajul economic mai larg. Și cred că aceste clarificări la nivel strategic erau absolut necesare pentru a permite apoi
eu știu, o implementare mai eficientă pe fiecare subsector. Cred că avem câteva motive de optimism și în zona mediului de afaceri și în zona economiei reale, dacă e să o denumim așa. În primul rând, eu mă bucur că văd astăzi că s-a reluat discuția despre proiectul din Marea Neagră, despre proiectul Neptun Deep. A durat ceva până să vedem din nou evoluții, dar eu cred că este un lucru extrem de important, pentru că exploatarea gazelor din platoul continental al Mării Negre va reprezenta probabil pentru următoarele decade unul din pilonii de creștere economică și din pilonii de securitate ai României, securitate energetică, dar și securitate în termen larg. Și mă bucur de asemenea că avem oportunitatea să vedem o companie națională strategică care este implicată și care este hotărâtă, din datele publice pe care le avem la dispoziție, pare să își asume un rol important în exploatarea gazelor românești din Marea Neagră. Al doilea lucru, extrem de important, iarăși, avem un plan de restructurare pentru una din cele mai importante companii din sectorul carbonifer, pentru complexul energetic Oltenia. Eu sper că acest plan, și sunt convins că acest plan va duce la o viabilizare treptată a activității acestui mare producător și cu efecte pozitive într-o zonă care suferă în România, mai ales în zona Gorjului, într-o zonă industrială, unde până acum am produs energie, eu știu, cu efecte mai mari în zona de poluare. Și că acest exemplu va putea fi urmat și în alte cazuri. Poate ne-am fi dorit că el să apară mai demult, dar niciodată nu e prea târziu. Acest exemplu să fie urmat și în alte cazuri, să putem să tranziționăm de la economie anilor 90 către economia viitorului. Nu o să fie un lucru ușor din niciun punct de vedere, dar nu cred că putem să scăpăm de acest proces și mă bucur să salut aceasta, să spunem, premieră, când sper să avem o companie care trece printr-un proces de restructurare și sper că la sfârșit să putem să spunem este un succes, avem niște lecții de învățat și putem să avem încredere în noi că nu trebuie doar să închidem capacități de producție, chiar dacă ele nu mai sunt astăzi poate la nivelul așteptat din punct de vedere tehnologic sau se mai încadrează în ceea ce considerăm a fi capacități de viitor. Lucrul ăsta nu e valabil mai în sector energetic, e valabil și în privința carului și în privința altor companii cheie, dar l-am dat acesta pentru că îl cunosc mai îndeaproape. De asemenea, mă bucur foarte tare că am văzut încă un lucru, și anume faptul că România a reafirmat o opțiune strategică, și anume opțiunea pentru energia nucleară. Și cred că este un lucru cheie, că ne dorim să, în primul rând, să prelungim durata de viață a reactorului 1 și, în al doilea rând, că ne dorim să construim reactoarele 3 și 4. E un pas important. Nu cred că România a spus vreodată că nu și-ar dori, dar mai vedem niște pași concreți în direcția asta, care iar reprezintă un aspect cheie în structura, în primul rând, în ceea ce este mixul energetic și, în al doilea rând, în maniera în care ne vom asigura pe termen lung securitatea energetică a României și securitatea în termen mai largi. Aș mai menționa un alt aspect cheie și ultimul în zona acestor exemple pozitive, anume faptul că finalizăm anul ăsta conducta BRUA, aproape 500 de kilometri de conductă construiți în România de o companie românească, de compania Transgaz. Aș mai nota un lucru făcut de Transgaz, și anume prima dată când România își asumă și un context în afara granițelor, în Republica Moldova, compania Transgaz a finalizat gazoductul Ungheni-Chișinău, 120 de kilometri de conductă, lucru care este iarăși important pentru că pune bazele, dacă vreți, pentru aspirația noastră mai în termen mai larg de a juca un rol în regiune. Am remarcat de asemenea, tot cu titlu pozitiv și cred că este emblematic pentru ce, cum văd eu, că urmează să se întâmple lucrurile în viitor, faptul că la apelul lansat de Ministerul Economiei și Energiei pentru a colecta intenții de proiecte care urmează a fi dezvoltate pe fonduri europene în sector energetic, au existat un entuziasm, aș putea să spun, vorbind de sute de proiecte depuse, intenții atât din partea companiilor private cât și din partea companiilor publice pentru a dezvolta proiecte în următorii ani cu o valoare semnificativă. Deci aș spune că, practic, în momentul de față, interesul investitorilor există și interesul pieței există. Și sunt convins că nu este numai un interes al celor care sunt deja prezenți în piață. Este un semnal că, cel puțin la nivel teoretic, am început să avem credibilitatea necesară pentru a atrage investiții serioase. Nu cred că este suficient, dar e un prim pas important.
rămâne să reconfirmăm că putem să avem un cadru legislativ stabil, că putem să avem politici care privesc în viitor și dau claritate pe termen lung pentru a putea să concretizăm aceste proiecte în investiții reale. Ce cred că mai avem de făcut? Mă uit cu îngrijorare și cu care speranță, dar și cu îngrijorare la discuția de la Bruxelles. Cred că în continuare avem de apărat două chestiuni importante, rolul gazului natural în procesul de tranziție către o economie curată, pentru că gazul natural pentru noi, pentru România, reprezintă o resursă importantă, o resursă de care dispunem. Cred că ar fi nepotrivit să ne trezim că nu putem să finanțăm dezvoltări în gaz natural prin fonduri europene și același lucru este valabil și pentru sectorul nuclear. Înțeleg că dezbaterea la Bruxelles pune față în față țări care au opțiune nucleară și țări care au optat să nu mai facă acest, să nu mai folosească această energie, dar cred că este dreptul nostru să ne dezvoltăm așa cum credem că e mai bine și să folosim atributele noastre de competitivitate. Și asta este, iarăși, nu e valabil numai în sectorul energetic, e valabil și într-un cerc mai larg. Dar, cu siguranță, mi se pare că discuția la Bruxelles nu este încheiată și chiar dacă am reputat niște succese pentru că avem alocări financiare importante, suntem în continuare implicați într-un proces legislativ extrem de complex, care trebuie abordat cu seriozitate și care cred că nu se va termina așa ușor și nu va fi așa de simplu precum pare la prima vedere dacă stăm să ascultăm declarațiile publice. E mai ușor de vorbit decât de făcut în sectorul ăsta. Aș spune un ultim lucru și anume că există această întrebare, până la urmă, care este resortul sau care sunt resorturile pentru relansarea economică și dezvoltarea noastră pe termen lung, inclusiv în contextul tranziției energetice către economie curată. Și mie mi se pare că unul din resorturile cheie este un solid parteneriat public-privat. Cred că astăzi nu există un monopol al inițiativei nici de partea privată, nici de partea publică. Partea publică vine cu această vedere pe care, cu această capacitate de transpune în practică deziderată de politică publică și de interes național. Sectorul privat vine cu tehnologie, cu digitalizare, vine cu inițiativă liberă și cu competitivitate și cu întâlnirea celor două ar putea să reprezinte pentru noi un exemplu de succes. Nu numai pentru tranziția către economie verde, către economie mai eficientă și către digitalizare, dar de exemplu către dezvoltarea de capacități pe securitate cibernetică. Vedem că de fiecare dată când mai facem un pas către modernizare, ne confruntăm cu atacuri și am văzut în ultima perioadă destul de multe. Cred că trebuie să ne uităm cu mult mai multă responsabilitate aici și nu este numai responsabilitatea actorilor din zona instituțională și publică. Fără discuție, este și o responsabilitate din zona privată și cred că a venit vremea să ne așezăm la aceeași masă și să spunem haideți împreună să ne uităm în viitor. Cred că proiectele depuse la Ministerul Economiei și Energiei, cele aproape 700 de proiecte, intenții de proiecte, care vin din toate zonele și din interiorul sectorului energetic, dar din economia largă, de la companii care își doresc să dezvolte proprii capacități pentru autoconsum, pentru eficiență energetică, ne arată, practic, că există acest interes de ambele părți și că există această întrepătrundere între potențial între zona privată și zona publică. Eu sper că vom avea programe europene care să permită o competiție reală și să selectăm și din zona publică și din zona privată pe cei mai buni cu care să începem să dezvoltăm proiecte și să putem să folosim inițiativa privată pentru a consolida interesul național și securitatea noastră, fie energetică, fie de altă fie în sens mai larg și pe de altă parte, sigur, să permitem acestor companii să aibă contribuții reale la creșterea produsului intern brut, la locuri de muncă și, nu în ultimul rând, să facem și din sectorul privat un actor care să ne asigure că această tranziție energetică către anii 2030 este o tranziție, în perspectiva anilor 2050 până la decarbonizarea totală, este o tranziție justă, în sensul că este inclusivă, în sensul că nu o să avem în interiorul României pungi de sărăcie, zone monoindustriale care nu-și mai găsesc busola și care nu văd cum s-ar putea reinventa. Eu cred că această reinventare nu se poate face exclusiv prin intermediul politicilor publice și că e nevoie de un efort societar mai mare. Cu asta închei, este din perspectiva mea un mesaj optimist în sensul că am făcut niște pași importanți. Cred că mai e mult de muncă, dar am încredere că dacă vom căuta să folosim toate resursele pe care le avem la dispoziție, avem să spunem, o șansă mare de succes. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc pentru prezentarea realizată și pentru mesajul optimist pe care l-ați transmis. În încheiere, în
două minute aș dori să rezum concluziile acestui prim panel. Prima concluzie este că toți suntem optimiști că anul 2021 va fi un an al relansării la nivel european și la nivelul României. Al doilea mesaj este că economia României este parte a sistemului european global, deci nu putem gândi nicio strategie în afara dezvoltării la nivel european. Al treilea este că, indiferent de sectorul de activitate, este nevoie ca unități economice din România să fie incluse în lanțurile valorice, dar pe cât posibil nu în partea de aval, ci în partea de amont. Al patrulea mesaj este că fără investiții finanțate din surse naționale și europene, nu putem gândi o dezvoltare sustenabilă a României. Următorul mesaj este că aderarea instituțiilor din România la organismele internaționale reprezintă o cale eficientă de modernizare a statului român. Un alt mesaj important este că nu putem lua decizii economice, decizii de bună calitate, dacă nu există date de bună calitate, un nivel de granularitate acceptabil. Și ultimul mesaj foarte important prezentat de domnul europarlamentar Pâzlaru este că dezvoltarea economică a României nu se poate realiza decât într-un mediu social stabil. Mulțumesc încă o dată participanților la această primă parte a dezbaterii de astăzi și vă invit începând cu ora 14 pentru activitatea pe cele două paneluri. Încă o dată mulțumesc, o zi bună și să ne vedem sănătoși! 2021, anul relansării. A doua conferință Împreună protejăm România, organizată de Media 1 și Institutul Național de Statistică.